Nemulțumirile la adresa lui Virgil Popescu, ministrul energiei, nu sunt de ieri sau de astăzi, după cum declară Claudiu Manta, deputat PSD Gorj. Acesta susține că parlamentarii socialdemocrați și-au exprimat îndoielile cu privire la activitatea ministrului referitoare la lipsa implicării în problematica CEO. Aceste nemulțumiri la adresa domnului ministru Virgil Popescu nu sunt de astăzi, de ieri, sunt de mai mult timp, încă din primăvară, cel puțin parlamentarii PSD Gorj au exprimat îndoieli cu privire la activitatea dumnealui referitoare la, să zicem, o implicare nu suficient de corespunzătoare în problematica CEO, pentru că amintiți-vă că de atunci am cerut o renegociere a planului de restructurare, am cerut domnului ministru să se ducă la Bruxelles să renegocieze pe lângă planul acesta de restructurare și pachetul mai amplu referitor la energie, componenta C6 din PNRR, deci sunt lucruri pe care le-am cerut a le face domnul ministru și credem că ar trebui să fie mult mai aplecat asupra problemelor CEO, pentru că, iată, lipsa aceasta de implicare sau implicarea insuficientă duce la o serie de problematici. Mai mult decât atât, Manta este de părere că problemele existente la momentul de față în sistem sunt mult mai ample. Deputatul PSD a exemplificat prin modelul propus de Virgil Popescu pentru compensarea facturilor la energie, model care nu este sustenabil, întrucât povara financiară provocată de acesta statului român este una grea, dacă nu chiar imposibil de suportat. Însă problemele din sistem sunt mult mai ample și noi am spus-o foarte clar că actualul model pe care l-a propus domnul Virgil Popescu referitoare la compensarea facturilor la energie nu este unul sustenabil. Pentru că în momentul în care statul român trebuie să plătească undeva la 30-40 de miliarde de lei doar pentru compensarea facturilor, este o povară insuficientă este o povară foarte grea și imposibil de suportat de către bugetul de stat. Și atunci noi credem că soluția mult mai corectă și mult mai facilă pentru bugetul de stat este aceea de a trece din nou la o reglementare a pieței de energie, așa cum a mai fost până în anul 2020, când guvernul PNL-USR a făcut acea liberalizare a pieței de energie care, iată, a dus la rezultatele catastrofale din prezent.